că la bifuri pe net. Mamă, băi, gata, am plecat. Dacă nu sunt în bif, dar m-a speriat cu vorba asta. Am și plecat, m-am dus. Ce-i ce-s, bă? În episod de azi o să reacționăm la o nou trapper, o nouă trapperiță de fapt, fraților, de doar 11 ani, noua Diana, cât dacă putem să spunem așa, fraților, o nouă trapperiță, Lil Larry se numește. Sper, sper, sper să ne impresioneze, mi-a zis mai mulți, bă, reacționează la Lil Larry. Am dat un search pe YouTube, am găsit-o, iar astăzi o să reacționăm la Lil Larry, dar înainte ca episodul să înceapă, vreau să rog, bă, dacă mai vreți reacții, nu uitați să rupeți acolo în momentul acesta butonașul acela de like, pentru că mă ajută enorm de mult treaba asta și mă încurajează și mi-arată, bă, 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 mai trebuie să facem reacții. Hai să facem la acest episod 7500 de like-uri. Deci apăsați pe butonașul acela să facem 7500 de like-uri și la 7500 de like-uri facem o reacție nouă. Băi, băieți, nu uitați să vă și abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o și să apăsați acolo pe clopoțel, că e foarte, foarte important să apăsați clopoțelul ăla, că YouTube nu mai vrea, mă, nu mai vrea să trimită notificări. Zice, bă, nu mai dau, mă, notificări la matei ăsta. De asemenea, mă găsiți pe Instagram la adresa Darius Matei și noi fără alte vorbiri, discuții și bla bla bla, hai să trecem la reacția propriu-zisă. Bun, deci avem aici piesa, după cum vedeți, are 3:09. Deci avem la ce să reacționăm. Sperăm să ne surprindă Lil Larry, chiar sunt fericit și aștept. Mă auzi mai bine. Chiar aștept să mă surprindă piesa aceasta. Are în momentul de față 70.000 de vizionări și 872 de abonați. Ok, e destul de binișor, pentru început. Așa că, ce să zicem, trecem la reacție, mă, sau nu mai trecem la reacție? Hai să trecem la reacție, să dăm și drumul la leduri până la urmă, ca să fie atmosfera cum trebuie, mă, frate. Să trecem aici la o reacție nebună și hai să-i dăm drumul, doamne ăștia. Hai, Lil Larry, bun. Bă, îmi pare cam rea așa, Lil Larry, nu m-aș pune cu aia. Directed by Răzvan Gogan, ok, asta e bine, mă, mamă, înseamnă că a pornit direct din top, Lil Larry, așa, cu Răzvan Gogan, cu... E bine, mă, e bine, Răzvan Gogan chiar e mișto pe clipuri, sincer, chiar face niște clipuri mișto, am mai văzut clipuri de la el, după cum știu că făcuse și la Pancake ceva, în fine, hai să continuăm. Mamă! Wow! Bun, deci asta este Lil Larry, asta face Lil Larry, nu știm exact ce, o să urmeze, poate o să aflăm puțin mai încolo, nu știu, acum, momentan, dar este clar că haterii au foc. Eu nu sunt hater, deci nu vreau să iau foc. Lil Larry, crede-mă, nu sunt hater, eu nu sunt hater, deci nu vreau să iau foc. Ok, asta ești, asta faci, așa te joci, ok. Bun, mamă, ce flow! Băi, ești nebun, ce flow! Ce flow! Îmi dă așa un vibe de Bruha, dacă o știți, băi, pe Bruha. E tot așa o trepăriță, mamă, de la noi, de la Sick Music. Foarte, foarte mișto. Suta! Mamă, ce mi-a plăcut treaba aia. Chiar mișto. Bă, băieți, pregătiți-vă că cred că Lil Larry o să rupă. Ascultați-mă ce vă zic. Hai să mai continuăm. Umflați-mi bine pe Insta. Nu mă dau mare, sunt și basta. Ăsta nu e un diss track. Deci e online pe TikTok? Non-stop. Deci non-stop, non-stop. Mă așteptam. Hai să vedem. Deci nu se joacă, băieți, vă zic. Ne retragem cu toții, nu se joacă. Lil Larry, nu se joacă, fraților. Eu nu sunt hater, din nou, a zis din nou că dă blog la hateri. Te rog, Larry, pe mine nu mă blocai, eu nu sunt hater. Nu sunt hater, momentan nu sunt hater. Vreau să văd toată piesa, apoi mă declar ori fan, ori hater, ori între. Hai să vedem, adică ori neutru, da, hai să vedem. Nu stă la bifuri pe net. Mamă, băieți, gata, am plecat. Dacă nu sunt în bif, dar m-a speriat cu vorba asta. Am și plecat, m-am dus. Oricum m-a luat tare, bă, Lil Larry, așa, cu nu stau la bifuri pe net. M-a luat urât, rău de tot, m-a luat cu spe... Bă, dar nu mai se... Ne îmbuniem. De ce să semnesc cu un label mă, când fanii mă aleargă prin mall? Bine, mă, deci no labels for Lil Larry. Acum toate labelurile din România, Global, Cat, n-aveți, mă, n-aveți șansă la Lil Larry. Calmați-vă, nebunul, stați de știți că n-aveți șansă la Lil Larry. Sunt full de idei, tu ești la pământ. Dau pranker la YouTube, la trend, discurs, circuit, asta sunt. Wow! Asta fac. Bun, bă, îmi place momentan. Hai că vreau eu să adaug aici, stai așa, auziți. Bau, bau! Asta sunt. Woo! Asta fac. Grr! Așa mă joc.
bau bau. Grbau. Pun accesorii oia neturazna, cu diemuri ca pe Niagara. Nu vă spărați băieții la producție, n-ai ce țin să vă contrazic că nu prea merge rima. Hei, eu nu știu ce, hai să văd de cine ai făcut. Produs by Tiriri Music, ok, directed by Răzvan Gogan. Dancers Andra Gogan's Dance Academy. Ok, deci nu scrie cine a făcut versurile, nu cred că le-a făcut. Ea cred că le-au făcut cei de la Tiririri. În fine, băi, pe, e și pe felie cu Andra Gogan. Deci aici e treaba serioasă, ascultați-mă ce vă zic. Dar oricum, mișto, mișto momentan, mișto momentan. Atac aici, rima asta nu prea a mers. Țara! Mamă, deci băieți, vă dați seama, am mers Lilari la ea la școală. Nu pe a 5-a, a fost la ea la școală pe clasa a 5-a. Și Andrei, colegul ei de bancă, cred că am vrut s-o combine. Știți ce zic, numai că Lilari a zis: nu sunt de nasută, băi, nebun, eu sunt shiny, tiny, ești nebun. N-am eu, bă, am eu față să mă combin cu tine, băi, Andrei. Da, hai că, bă, mi-ai dat tema, te înțeleg, mi-ai dat tema de atâtea ori, dar am eu față să mă combin cu tine. Bă, nebule, calmează că eu sunt trepăriță, sunt Nicki Minaj. Mișto, mișto până acum. Chiar îmi place, mă, la 11 ani, foarte bine. Ok. Bun. Oh, hai să vedem. Aici din nou. Ia! Asta fac. Așa mă joc. Hateria au foc. Asta sunt. Asta fac. Așa mă joc. Hateria au foc. Bun, mamă, cu gang-ul. Mamă, gang outside aici, băieți. După cum vedeți, Lilari cu fete, bă, băieți. Deci eu vă zic, toți haterii ăștia care vreți să fiți hateri la Lilari, vă zic, retrageți-vă că nu prea aveți șanse, ești nebun, uite-te aici, gang. Și pe lângă asta a zis, la hateria dă bloc și de asemenea hateria au foc. Deci e cam nasală situația, nu știu, vă descurcați. Alune, abia casă, doi pitici. Ne pupăza și spune, vreau. Nu mai spune. Sunt, mama, a început iar refrenul, îmi place, stați așa. Hai să-i dăm, da? Asta fac. Așa mă joc. Hateria au foc. Asta sunt. Asta fac. Așa mă joc. Hateria au foc. Bun. Bun. Da, și cam asta a fost, bă, stați așa, stați să revenim la treburi. Chiar foarte, foarte, foarte mișto piesa asta, se umple România, mă, de treburi mișto. L-am avut pe Lil Dani, acum o avem pe Lil Lari, deci chiar foarte, foarte, foarte mișto. Mi-a plăcut și chiar m-am distrat să fac reacție. Ideea e, vreau să zic câteva chestii, câteva plusuri și câteva minusuri, adică trecem la minusuri, că plusurile le-am zis. Ceea ce nu-mi place că a fost acolo rima aia care n-a fost. Ceea ce bine, a fost probabil o greșeală sau o chestie, nu știu, în fine, care le-a scăpat celor de la producție sau habar, poate chiar așa au vrut ei, gen, nu știu, li s-a părut lor că sună mai bine, mie nu mi-a plăcut treaba asta și cred că versurile sunt puțin cam simte, dar bine, sunt niște versuri repetitive, dar e mișto oricum și treaba asta. Și în rest, nu știu, mi-a dat piesa vibe de, cum se numește, de Hot, de la Young Thug și, cum se numește, și Travis Scott. Dar oricum, piesa a fost mișto, mișto rău de tot, nu știu, probabil s-a inspirat puțin și de la Hot, de la Young Thug și Ghana, dar, nu de la, de la Young Thug și Travis Scott, dar piesa a fost mișto, băieți, și eu, nu știu, eu zic să o băgăm pe Lil Lari în M6, ascultați-mă ce vă zic, voi vă imaginați să-l avem așa, Albert Nbien, MGK și Lil Lari. S-a terminat, fraților. Ziceți-mi în comentarii. O băgăm în M6 pe Lil Lari că
cam trebuie, mă, cam trebuie. Nu știu ce să facem. Da, fraților, deci cam asta a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, eu am fost Matey. Ne vedem data viitoare la un episod. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și voi abonați-vă. Toate cele știți voi ce trebuie. Eu am fost Matey. V-am pupat. Ciao, les baules.